la septembrie, la întoarcerea din vacanță, toți elevii din România vor primi câte un test la fiecare disciplină în parte, astfel încât să poată fi stabilit gradul de pregătire al claselor în media școlii, sub media școlii sau peste media școlii. În funcție de rezultatele clasei, profesorii vor fi nevoiți să-și schimbe modul de predare, adaptând nivelul pregătirii la nivelul de cunoștință al școlarilor. Spre exemplu, dacă media clasei la română va ieși 7,80, iar media școlii este 6,50, Clasa cu media 7,80 va fi considerată o clasă peste medie. Dacă se află sub media respectivă, înseamnă că toată activitatea profesorului la respectiva disciplină va presupune înainte de toate recuperare. Evaluarea care se face este de fapt testarea inițială pe care fiecare profesor trebuia să o facă la începutul unui nou an școlar. Aceasta se va desfășura după un calendar stabilit de minister, subiectele urmând a fi lăsate la latitudinea unităților de învățământ. În paralel, Ministerul Educației Produce și o măsură pentru îndreptarea unei alte probleme majore a învățământului românesc: deficiențele elevilor în privința lecturii. Toate testele internaționale au relevat faptul că elevii români se află pe ultimele locuri în Europa la capitolul citire și înțelegerea textelor scrise, concluzia fiind una sumbră. Mai bine de jumătate dintre școlari se află sub nivelul critic.